Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Agenda Publică. Doamnelor și domnilor, de această dată, în platoul Informația TV, alături de mine, se află domnul Potochi Ciobo, senatorul DMR. Bună seara și bine ați venit, domnule senator! Bună seara și bine v-am găsit și un an bun tuturor! Domnul Alexandru Panea, consilier județean PNL. Bună seara și bine ați venit, domnule Panea! Bună seara, iar eu le doresc tuturor telespectatorilor dumneavoastră multă sănătate în nouă an! Și domnul avocat Ciprian Ardelean, PSD. Bună seara și bine ați venit, domnule avocat. Bine v-am găsit. Da, domnilor, în această seară vă propunem să începem cu un subiect mai deosebit. Zilele trecute, un partid din Satu Mare, nu vă spun care, a comandat un sondaj prin care întreba pe sătmărenii, chestionat dacă și-ar dori, dacă ar vota o femeie la conducerea primăriei municipiului Satu Mare. Nu știm ce răspunsuri au primit, dar cert este că femeile nu prea ocupă funcții de conducere în județul nostru. De exemplu, dintr-un număr de 740 de consilieri locali și consilieri județeni, doar câte, domnule Panea, sunt femei? 3 la județeni. Din consilieri județeni și locali, la din județ. La municipal, din partea. Din 740 de consilieri, pe tot județul. Eu cred că nu sunt 10% femei. Domnul Potochi? Sub 100. Domnul, nu știu, dar tind să cred că cel puțin la nivel de Consiliul Local și Consiliul Județean s-ar putea ca PSD să le aibă pe cele mai multe. Nu știu dacă mă înșel. Spuneți, maestră? E posibil, dacă nu măcar la egalitate cu UDMR. Mă gândesc. Da, vă spun eu numărul exact al femeilor consilieri din județul Satu Mare, consilieri locali și consilieri județeni, este de 61 din 740, ceea ce înseamnă mai puțin de 10%. Este o discriminare, domnilor? O discriminare a femeilor în județul Satu Mare? Nu, cred că era mai puțin doritoare să carieră quasi politică, ceea ce înseamnă un consilier local. De exemplu, la noi, dintre consilierii județeni, sunt 3 doamne din cele 12. Din și asta înseamnă 25%. În schimb, dacă mă uit la Consiliul Local Satu Mare, acolo cred că este primul mandat când nu este nicio doamnă între consilierii județeni. Deci fluctuează. Asta înseamnă că doamnele nu-și doresc să îmbrățișeze o carieră în politică, că nu-și doresc să facă carieră. Eu zic că să dorească din ce sau în mai partidele mult politice. Chiar, nu. Și chiar este o inițiativă legislativă în care se dorește că dacă nu sunt 30% din locuri ocupate minim de către doamne și domnișoare pe orice listă de candidați, atunci nu va fi eligibilă. Până acum în lege era obligativitatea măcar o persoană să fie pe lista de consilieri și din păcate acest rezultat la nivel județean a însemnat că ele practic au fost puse ca să se respecte eligibilitatea listei și nu pe locuri eligibile. Deci nu la începutul listei, era undeva la mijloc sau chiar, adică chiar mai jos. Adică partidele, conducerea partidelor este vinovată până la urmă, nu doamnele. Organizațiile locale respective. Iar la primării, chiar cred că este mandatul în care stăm aproape cel mai bine. Că dacă număr bine, sunt 3 primărițe în județ. De la UDMR? Nu, total. Și de la UDMR? De la UDMR o singură viceprimăriță. Din cele 3? Nu. Nu. Trebuie 3 primărițe sunt și de la UDMR este o singură viceprimăriță. Da, da, știu, eu știu. Două sale. Domnul Panea, discriminăm femeia în politică? Eu cred că nu. Cariera mea politică destul de lungă, dar nu la nivelul domnului senator, bineînțeles, m-am întâlnit cu foarte multe femei. Femeile nu sunt cu nimic mai puțin deștepte decât bărbații. Uneori din potrivă. Însă, într-adevăr, implicarea, mai ales în domeniul rural a femeilor, lasă mult, mult de dorit. Cred că e o problemă la nivel rural, în primul rând, cu modul de gândire al oamenilor.
Din păcate, se mai zice și în ziua de astăzi că femeile să rămână la oale. Nu este bine. Eu cred că nici măcar legea nu o să aducă o îmbunătățire în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică. Fiindcă cu forța în dragoste nu se face. Degeaba legea o să spună că 30% de listă să fie femei, dacă nu vom găsi, vom pune femeile, majoritatea lor, acolo în coada listei, numai fiindcă legea așa cere. În ceea ce privește municipiul Satu Mare, încep să apară femei care sunt dornice de candidatură, unele dintre ele chiar foarte bune, unele dintre ele însă doar pentru a-și etala frumusețile. Domnule Pane, atunci când vorbim de cote de gen, nu este tot un fel de discriminare? Ba da, după mine este chiar o discriminare la fel cum sunt organizațiile de femei în sânul partidelor politice. N-am înțeles niciodată de ce un partid politic trebuie să aibă organizații de femei. Fiindcă este o discriminare clară, împingi femeile spre o altă organizație, subordonată organizației mari. Și atunci, bineînțeles că din organizația de femei, una, să zicem, ajunge pe lista consilieri județeni, la partidul nostru, din 5, una a fost femeie, deci proporția este de 20%, destul de bună, dar și așa este puțin, iar restul femeilor rămân la coada listei. Nu, este o discriminare. Sunt organizații de femei oarecum pentru a scăpa bărbații să nu fie nevoiți să numească femei sau să lase femeile să candideze pentru o funcție de conducere în partid? La noi acum știți prea bine că avem la nivelul municipiului Satu Mare un copreședinte de sex feminin. Deci dintre doi, una este femeie și este foarte bine. Este foarte bătăioasă și cred că se va impune încet în viața politică. Este vorba de doamna Ileana Blidear. Văd că domnul senator nu știe. La PNL. Da, la PNL, copreședinte, organizația municipală. Organizația municipală în Satu Mare. Deci vedeți că la noi totuși a apărut o femeie într-o funcție foarte importantă și să sperăm că cel puțin la orașe vor apare din ce în ce mai multe femei. La țară este foarte greu. Spun, am experiența vieții politice de la țară. De ce este greu? Nu-și doresc femeile sau bărbații nu le lasă? Eu cred că femeile încă nu prea-și doresc, dar tocmai fiindcă bărbații nu doresc să dorească. Da. Domnule Ardelean, cum vede un avocat tânăr o astfel de situație? Păi nu cred că... 10%, mai puțin de 10% dintre consilierii locali și județeni din Satu Mare sunt femei. Din păcate. Cred că lipsa femeilor din viața politică, nu neapărat a județului nostru, ci în general a țării, se datorează, pe de o parte, moștenirii anilor anteriori, când femeile nu s-au implicat prea mult sau probabil că au fost lăsate la o parte, faptului că nu există neapărat un interes pentru latura aceasta, fiind prin tradiția românească a societății oarecum orientată către bărbați. Și femeile n-au prezentat un real interes pentru viața politică și sigur, eu cred că există și o oarecare discriminare datorată tocmai acestei tradiții românești, sau nu neapărat românești, poate balcanice, pe care noi o avem, că femeile nu se implică în viața politică. Cred sincer că este o pierdere, pentru că, din păcate, multe femei care se implică în viața politică la nivel național se implică poate pe alte criterii. Avem exemplu Elenei Udrea, care știm ce a făcut, avem exemplu și a altora. Mi-aș dori să avem o competiție reală femei-bărbați, pentru că în politică nu prea contează cât de puternic ești din punct de vedere fizic, și contează mai mult intelectual. Adică, domnule Ardelean, dumneavoastră ne spuneți că femeile atunci când intră în politică, intră pentru a face ilegalități, a comite ilegalități? Nu, dar viața politică a demonstrat că multe din femeile care au intrat în politică, și nu vreau să dau exemple de la Satu Mare, am dat un exemplu de la nivel național tocmai pentru a nu intra în polemică cu nimeni, viața a demonstrat că multe femei au intrat pentru probabil alte valori. Dacă stăm să numărăm câți bărbați au probleme cu justiția, nu? Da. Știți ce vreau să spun? Cum stau lucrurile acolo? Eu mi-aș dori o competiție reală între femei bărbați bazată pe idei. Pentru că atunci femeile de valoare vor putea răzbi în politică pe baza ideilor pe care le au. Cred că asta este cel mai important. Și cred că este important ca femeile să se implice în politică pe baza
ideilor și a gândirii pe care au și nu pe alte criterii care probabil credem noi că sunt cele care sunt promovate în ziua de azi. Nu există, asta încercam să spun, o diferență reală între femei adică și bărbați. Dumneavoastră, ce credeți, domnule Ardelean, pe ce criterii sunt promovate femeile în politică? Cred că femeile sunt discriminate în politică. Asta este concluzia. Și sunt discriminate din cauza faptului că politica în general o fac bărbați. Și că femeile, fiind privite ca sexul slab, probabil că tot așa sunt privite, probabil, cu siguranță tot așa sunt privite și în politică. Și atunci se întâmplă ca să conteze probabil într-o mai mare măsură și alte chestiuni în ceea ce privește o femeie decât sau mai mult decât contează pentru un bărbat neapărat ideile pe care le are. Cred că este un handicap a societății românești, probabil că nu numai, așa cum spuneam, a societății românești, probabil că a întregii zone balcanice, peste care trebuie să trecem și cred că și femeile au valori foarte importante pe care trebuie să le etaleze în politică. Dacă îmi permiteți câteva observații, vedeți că discriminarea pornește de la deja, de la masă, de la noi de aici. Adică le pune pe femei să intre în concurență cu bărbații, n-am înțeles. Nu. Dar și e foarte femeie, normal să intre în concurență. Nu v-am întrerupt, domnul Ardelean, vă rog să aveți un pic de răbdare, să vedeți că și femeia este tot om, așa cum bărbatul este tot om. Din păcate, văd că unii dintre noi cred că om este numai bărbatul. De ce femeia să intre în concurență cu bărbații? Femeia să intre în concurență cu toți oamenii, cu toți politicienii, fiindcă au drepturi egale cu noi. În altă ordine de idei, nu cred că este doar o chestiune a balcanicilor, lipsa femeilor în politică. Este mai mult a părții de sud a Europei, a întregii părți de sud a Europei, fac excepții doar țările nordice, unde într-adevăr femeile au reușit de-a lungul anilor să intre în politică, să fie apreciate și în unele cazuri să fie chiar mai multe decât bărbații în politică. Deci în partea de sud a Europei și mă refer în primul la țările de sorginte latină, prezența femeilor în politică este... Este foarte, foarte mică. Ne mai scapă centrul Europei, că germanii o iau ca centrul Europei și nu ca și Occident, cu doamna Angela Merkel, care într-adevăr dă lecții bărbaților. Domnule senator, la cele spuse de... Știți în care țară europeană au primit ultima dată drept de vot femeile? În Elveția. Știți când? Vorbesc de drept de vot, deci nu de dreptul de a fi alese. În 1970. Și asta înseamnă că este bine? Nu. Dar asta înseamnă că nu bunăstarea unei națiuni sau bunăstarea unei țări nu e strâns legat de reprezentativitatea sexelor la nivel decizional politic. Dar nici n-am vrut să spunem asta. Asta ca și un fapt divers, că poate că nu știau foarte mult să trebuie. Eu am rămas șocat când am aflat, vă spun sincer. Revenind, eu sunt adeptul unei, în prima fază de orice, și asta trebuie să învățăm, adică să ajutăm. Noi totdeauna eram pe principiul discriminării pozitive. Și din cauza asta e nevoie de cote de femei, dar e nevoie de cote reale, adică să fie introdus 30%, dar să fie introdus la începutul listei, ca să nu se considere total, că altfel nu se rezolvă mare lucru. Astfel, cred că în fiecare organizație politică au și tineri oarecare cotă decizională, altfel nu ar putea să accede în forul de conducere și să ia decizii cine în dar n-ar trebui mai degrabă ajunge să-și schimbe modul de gândire politicienii înainte să vorbim de aceste cote de gen, cote de vârstă și așa mai departe. Nu. Practic, când vom ajunge la normalitate, nu va conta dacă cineva e... Uitați-vă în America. Deci acolo acum chiar pornește cu șanse reale și acolo o candidată, vorbesc de doamna Clinton. Da, pentru președinție. Deci și pentru noi timpul le va rezolva pe toate. Deși societatea românească, la un moment dat, dacă se vor uita peste 10 ani de zile telespectatorii la această emisiune,
se vor distra că noi discutăm, că poate până atunci toate funcțiile cheie. Credeți, domnule Potochi, că până peste 10 ani vom avea și România un candidat pentru funcția? Nu vorbesc, dar uitați-vă la nivel de județul Satu Mare, că dacă se ține un colegiu prefectural, o să vedeți că foarte multe instituții cheie din județul Satu Mare sunt conduse de doamne, deci nu se pot plânge chiar. Deci cine vrea și cine are tăria și cine lucrează, poate să accede. Deci nu e, cum să zic, nu e o discriminare aici, reală. De clasa politică. Și pur și simplu și la clasa politică, în Senat am câteva colege care sunt atât de vocale încât fac 50 de bărbați sau chiar mai multe în unele domenii. N-aș vrea să nominalizez, nefiind persoana de față, dar chiar am o colegă cu oarecare notorietate, nu în grupul nostru, atâta vă spun, dar e o prezență exotică. Și vă referiți la grevista foamei, cumva? Nu, eu mă refer la doamna senator Cristiana Andrea. Care e doamna învățătoare cu greva dar foamei. Dar sunt foste ministre chiar care au un cuvânt greu de spus, mă refer. Eu nu știu de ce, atât Câmpianu, la doamna Andronescu, cât și domnul Ardelean ați dat exemple oarecum negative de nu, femei în dar politică. Am zis, cine? Am vorbit de doamna Câmpianu, am vorbit de doamna Catia Andronescu sau de colega noastră Rosalia Biro, care a fost viceprimăriță la Oradea 12 ani de zile. Deci sunt doamne la care ele sunt respectate și nu sunt respectate că sunt doamne. Sunt respectate pentru munca depusă și pentru intervențiile și inițiativele legislative. Nu toată lumea are harul de a vorbi non-stop cum am făcut eu, doar din punctul ăsta de vedere m-am referit cu oarecare tentă negativă către colega noastră. Dar în rest mai e mult de lucru și totdeauna, deci ce puțin la noi s-a schimbat. Adică când erau mai multe femei, chiar în grupurile parlamentare a UDMR-ului și când erau mai puține, că erau cazuri când erau chiar 2-3 deputate. Acum la deputați nu este nimeni. Dar mai e mult de lucru la noi. Organizația de femei nu cred că se subordonează și nici nu este interesul nimănui să se subordoneze organizației de bărbați. Nu, cum să zic, e chiar o entitate care eu le respect foarte mult munca pe care depun și chiar e o deschidere către societate și nu sunt folosite doar ca și o altă unealtă în a varia oferta electorală. Deci pur și simplu ele merg pe ele au o strategie de multe ori mai bună decât bărbații și chiar sunt mult mai solidare între ele. Deci sunt mult mai unite decât bărbații. Interesant. Și mult mai discriminare pozitivă, și mult mai perseverent decât bărbații, adică nu renunță ușor la femeile să fie în două entități, să fie și în organizația de femei și în organizația mai mare. Deci de fapt, discriminarea ci că este pozitivă, nu. Organizațiile de femei sunt din start o discriminare pentru femei. Sunt împinse de o parte, au un lider, liderul candidează și toate sunt mulțumite. E o părere proprie și cred că sunt cel mai vechi dintre politicieni, bineînțeles, n-am pretenția să spun că sunt și cel mai realist sau cel mai bun, dar întotdeauna s-a întâmplat așa. Femeile sunt mulțumite când președinta este candidat pe loc eligibil și cu asta le-am terminat pe femei. Dar vedeți, maestră, domnule Panea, nu de fiecare dată președinta este candidat pe loc eligibil. Exemplu, organizației județene PSD Satu Mare. Doamna doctor Paula Amare este, dacă nu mă înșel, președinta organizației județene de femei PSD. Doamna doctor Paula Amare nu este nici măcar consilier județean. Și-a găsit un loc în meseria proprie care cred că îi se potrivește și bănuiesc că și ea. Dar asta nu înseamnă că n-ar fi putut candida pentru un mandat de deputat, senator? S-ar putea să nu fi vrut deocamdată. S-ar putea să nu fi vrut. Este foarte tânără, dar avem pe domnul Ardelean aici, care deja de mult trebuia să fie deputat,
dânsul a căzut în plasa altor aranjamente și iată câte nu sunt. Deși, după părerea mea, merită să fie deputat. Mulțumesc! Da, deci eu... dacă veți candida, domnul Panea vă alege. Mă apreciază, nu-i sigur că mă alege. Eu aș spune că organizațiile de femei, sigur, sunt necesare pentru că, și nu neapărat pentru că este o discriminare, ci pentru că este o formă de organizare în care își pot reprezenta interesele sau prin intermediul căreia își pot reprezenta interesele pe această latură mai mult decât ar putea să o facă fără existența acestei organizații. La fel există și organizație de tinere, tocmai pentru a reprezenta interesele tinerilor. Eu nu aș spune ca și domnul Potoc Iciomă, pe care de altfel apreciez, că organizația de femei este subordonată organizației de bărbați. Noi nu avem organizație de bărbați. Am zis chiar invers. Exact. Noi nu avem astfel de organizație. Cred că, într-adevăr... Ce organizație nu aveți? Așa zis, domnul Potoc, eu așa am zis chiar invers. Bun, în fine. Și chiar am subliniat. Da, ați contestat acest lucru, dar am înțeles. Nu, m-a contrazis pe mine. Domnul Potoc m-a contrazis pe mine. Nu vreau să intrăm în discuții detaliate. Aș vrea doar să spun că eu cred că este un avantaj, pentru că pot să-și reprezinte foarte bine interesele. Sigur că întotdeauna este mai mult de lucrat. Adică le dăm și lor ceva, să nu zică că nu ne-am dat nimic. Nu cred că e vorba de a da ceva. Văd că suntem doi la doi. Cu toate că doamna Paula Mare, care a deschis discuția, nu a candidat, sigur, e un lucru pe care o privește pe dânsa și eu nu mai mi-amintesc acum exact ce s-a întâmplat, dar vreau să spun că noi, PSD, avem femei atât în Consiliul Județean cât și în Consiliul Local. Din păcate, domnule Ardelean, știți și noastră la fel de bine ca și mine, ca și telespectatorii de altfel, că nu candidează de fiecare dată cel care își dorește, ci cel care este chemat să candideze. Nu avem de unde să știm dacă doamna Paula Mare și-a dorit sau nu și-a dorit să candideze, dar mă gândesc că în PSD au fost mai multe doamne care și-ar fi dorit să candideze și probabil cum și în alte partide. Eu când am candidat, cu siguranță nu am candidat nici pentru că sunt tânăr, nici pentru că sunt bărbat, eu mi-amintesc că s-a făcut un sondaj de opinie și așa a ieșit. Nu știu ce s-a întâmplat și nu vreau să vorbesc despre alte persoane. Nu e cazul să discutăm în... și să adâncim o astfel de discuție. Discutăm despre femei în general. Cred că, în general, în politica românească trebuie să se facă mai mult, pentru că suntem, părerea mea, și nu vreau să trag o concluzie înainte de finalul emisiunii, suntem în prezența unei discriminări. Da, așa este, domnilor, cum ați arătat și dumneavoastră, în Parlamentul European se punea problema la un moment dat că ar trebui să fie cel puțin 30% femei. În Statele Unite, doamna Hillary Clinton s-a înscris în competiția pentru președinție. Cea mai puternică țară din Europa, spun eu, este condusă de o femeie. Femeii condus de, tot de o femeie și exemplele ar putea continua. Din păcate, se pare că la noi, în România, suntem lăsate, noi femeile, să înțelegem că locul nostru este oarecum la cratiță sau cel puțin în politică așa se întâmplă. Că în viața că profesională nu stau lucrurile tocmai așa, dar în politică cam așa deducem. Din păcate așa gândește românul. Nu înseamnă că eu gândesc la fel. Dimpotrivă, eu m-am convins că în anumite domenii de activitate femeile sunt mai bune decât bărbații. În primul rând, femeile sunt mult mai meticuloase, sunt mai perseverente, sunt dornice de afirmare. Și faptul că femeile sunt dornice de afirmare pentru ele înseamnă un punct tare, nu un punct slab. Domnule Panea, le găsiți tot felul de calități femeilor. De ce nu prezentați aceste calități în interiorul organizației din care faceți parte, în PNL, de exemplu? De ce nu promovați mai mult femeia? V-am dat chiar exemplu cu președintele de la municipiul Satu Mare. Mai mare funcție este doar președinte la județ. Deci, cred că deocamdată noi am dat o funcție. Deocamdată la județ. De fapt, femeile și-au luat această funcție. Și așa trebuie să facă, să-și ia funcția. Nu să cerșească ca să primească o funcție. Elena Blidar nu o să o caracterizeze din punct de vedere al capacității sale politice, ci ca și o femeie care vrea. O femeie care se zbate. Este extraordinară. Ileana Blidar este o femeie puternică din punctul nostru de vedere? Indiscutabil.
este în stare, într-adevăr, să se ia la trântă cu bărbații, bineînțeles, în mod figurativ, fiindcă nu este frică. Alte femei, cum ridici un pic tonul, imediat deja încep să se smurcă, să plângă și să plece și să nu mai revină. Ei, Lena Blidar nu va pleca. Da, atunci când am deschis discuția despre femei, domnul Ciprian Ardelean a dat un exemplu mai nefericit, ar spune, pe doamna Elena Udrea. Probabil cel mai bun produs politic al fostului președinte Traian Băsescu, iar deputații au... Cel mai proeminent, nu cel mai bun. Iar deputații au aprobat... au aprobat arestarea doamnei Udrea. Și dacă tot vorbim de arestări, aș vrea să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, doamna Laura Codrița Căveși este cea mai puternică femeie din România? Șefa DNA, știm cu toții. Incontestabil. Depinde din ce punct de vedere. Dacă am trăit într-o țară normală, ea ar fi puternică pe partea de profesională. Dar nu la general. De ce nu doamna ministra a finanțelor, care iarăși este o doamnă? Pentru că n-a demonstrat. Și ce înseamnă... Deci, ca și om, eu zic că este un om foarte puternic, care a rezistat foarte multor presiuni. Doamna Căveși. Iar dar puterea asta este extraordinar de relativă. Eu consider, de exemplu, o femeie puternică și care poate fi model pentru multe doamne, numită doamna de fier din Marea Britanie, doamna Margaret Thatcher, care într-o societate extraordinar de conservatoare, care se bazează pe niște legi de sute de ani, a fost acceptată extraordinar de greu și a avut curajul să intre în fiecare domeniu. Iar doamna Căveși a lucrat în toată viața ei într-un singur domeniu. Acum, dacă considerați că instituția pe care dânsa o conduce este instituția cea mai puternică și este mult mai puternică decât celelalte ramuri de putere democratice dintr-o țară. Nu vreau să vorbim despre instituție, cât este de puternică sau... Okay. Vorbim despre doamna Laura Codrița Căveși. E una din... Și de ce nu atunci președinta în altei curți de casație și justiție, doamna Stanciu? Deoarece procurorii doar acuză și ei ar trebui să fie la egalitate cu avocații și poate domnul Ciprian ne ajută cu un avocat extraordinar sau cu o avocată care este egalul doamnei Căveși la orice acuză, că în mod normal avocații ar trebui să fie egal cu procurorii. Domnule senator, presiunile făcute pe doamna Lidia Stanciu sunt... la fel de mari ca cele făcute mult mai mari decât deasupra, deoarece judecătorii decid definitiv. Procurorii doar acuză. Da, dar vedeți, maestră, în ultima perioadă am auzit foarte mulți lideri politici care se plâng de DNA, nu se plâng de justiție, nu se plâng de magistrați, nu am auzit politicieni care să arate cu degetul spre doamna Stanciu, n-ați auzit de cazul, acum am un lapsus, de Rarinca. Și cât a fost presată doamna Stanciu că a dat nu știu ce decizie și așa mai departe. Acolo era o cauză care o privea direct pe doamna Stanciu. Vorbeam nu de... Atunci deci, vorbeam de doamna Stanciu parte într-un proces, nu de doamna Stanciu președinta în alte curs de casație și justiție. Cred, dumneavoastră încă mai credeți în coincidență din astea întâmplătoare? Adică, dacă vorbim de un sistem, sistemul are mai multe piloane. Și ar trebui să fie cam egale. Iar puterea judecătorească înseamnă, din punctul meu de vedere, în alta curte. Într-o țară normală. Orice procuratură, indiferent că vorbim de procuratură normală, de Ministerul Public, de DNA, ar trebui să fie la același nivel
cu apărarea. Înțelegi? Într-o țară normală. Și de asta, și de asta vă spun, eu o respect ca și persoană pe doamna Chivea și consider o persoană puternică ca și ținută profesională și din toate punctele de vedere. Câte femei au rezistat în fruntea putere? DNA, în fruntea parchetului? Doamna dacă Chivea și-ar vedea să de treabă, dacă și-ar vedea de treabă și acolo, eu cred că trebuie estimată toată echipa, că o singură persoană, oricât de capabilă este, cu mii de dosare, este extraordinar de greu să nu facă greșeli majore. Dacă dânsa asta a gândit singur acest sistem care începe să funcționeze cu, am discutat emisiunea trecută, cu oarecare marjă de eroare, care înseamnă totuși câteva zeci de vieți umane, paranteza închisă, tot respectul pentru dânsa dacă a făcut-o singură. Dar ea e vârf de lance, reprezintă o instituție unde sunt reguli extraordinar de stricte. Deci nu este ca și un premier, de exemplu, sau doamna, un cancelar. Căveși și este oarecum paratrăsnetul DNA-ului. Da, dacă... paratrăsnetul. Da. Deci toată instituția este puternică. În fine. Toate loviturile se îndreaptă dacă, spre doamna dar, Chivea. Dacă spunem fără niciun comentariu că doamna Chivea este cea mai puternică femeie din România... N-am spus, vă întrebam dacă eu, considerați. Repet încă, o consider o persoană puternică, dar ar fi trist pentru toată societatea românească dacă nu mă noi înșel, ambasada Statelor putere, Unite putere la București au declarat-o zona, pe doamna Chivea și cea mai puternică femeie. Dar indiscutabil, este doamna relativ. Doamna Chivea este femeia potrivită la locul potrivit. Deci, eu zic că dacă DNA-ul nu ar fi avut-o pe ea în frunte, rezultatele ar fi fost mult mai mici. Noi totdeauna arătăm cu degetul înspre cei din străinătate că ne judecă ei de dincolo. Dar pare mi se că văd mai bine și dacă într-adevăr Laura Chivea a fost văzută ca fiind cea mai puternică femeie din România, înseamnă că este o femeie cel puțin puternică. Eu sunt de părere că nu multe ar fi rezistat sau nu mulți ar fi rezistat în fruntea DNA-ului atâta timp. Și vedeți că din omul lui Băsescu, din alte etichetări din care nu a putut să o scoată nimeni, s-a demonstrat până la urmă că nu este omul lui Băsescu, că nu numai pe cei care sunt dușmani lui Băsescu i-a vânat, ci efectiv și-a făcut datoria în fruntea unei instituții foarte, foarte importante. După mine, ea este văzută în străinătate și trebuie să vedem, să o vedem și noi ca fiind porstindar luptei împotriva corupției. Domnule avocat Ardelean, de ce credeți dumneavoastră că ambasada Statelor Unite a considerat că doamna Laura Căldruța Chivea și șefa IPJ Mara Mureș sunt cele mai puternice femei din România? Da, aș vrea să... Vorbim totuși de instituții de forță, oarecum. Da, eu cred că din exterior lucrurile se văd altfel. Probabil că se văd mai bine, probabil că mulți dintre noi avem percepția că lucrurile din exterior se văd mai rău. Dar dacă e să judecăm analitic totuși această poziție pe care a luat-o ambasada Statelor Unite, e înseamnă că incontestabil și nu cred că putem să... sau putem să facem o analiză, dar ambasada Statelor Unite este ambasada cel mai puternic stat din lume. Dacă a apreciat acest lucru, înseamnă că la baza acestei distincții stau evident anumite argumente care poate într-o oarecare măsură nouă ne scapă sau nu. Dar raportat la puterea instituției pe care doamna Chivea și o conduce, indiscutabil este cea mai puternică femeie din România. Putem să discutăm aici că a deschis domnul Potochi acest palier al discuției despre atribuțiile pe care le are parchetul versus atribuțiile pe care le are o instanță judecătorească sau cea mai importantă instanță judecătorească din țară. Nu cred că e cazul să intrăm în astfel de amănunte. Doamna Chivea și-a demonstrat că poate să pună piciorul în prag într-o
societate în care nimeni nu credea că se poate întâmpla acest lucru și cred că asta o face din perspectiva noastră, fără să cunoaștem argumentele pe care le are Ambasada Statelor Unite, o face cea mai puternică femeie din România. Domnule senator, a vrut Ambasada Statelor Unite ale Americii să dea un semnal că lupta împotriva corupției trebuie să continue? Probabil că ei văd doar anumite puncte cheie pe care, în care ei sunt deosebit de interesați. Deci era clar că parteneriatul strategic cu Statele Unite înseamnă în primul și în primul rând o schimbare de optică și trebuie să se continue această schimbare. În condițiile în care ei au pus o bază militară serioasă în România, oriunde s-au dus americanii au făcut schimbări din temelii. Mulți n-au crezut. Eu cred că chiar la dumneavoastră în emisiune acum vreo 2 ani de zile am zis că ceva însemna de veșel. Cine știe un pic de istorie mondială, uitați-vă ce au făcut americanii când au intrat în Coreea de Sud. Au ras toată clasa politică de atunci, au schimbat absolut tot și au stopat corupția. Vorbim de Asia, acolo nu prea, acolo s-au grăbit un pic mai mult decât în România și au ajutat și chiar au impulsionat și au reușit acest lucru și pe urmă au venit și cu investiții și a devenit Coreea micul tigru al Asiei. La fel se pregătește și cu România și ei, partenerul lor chiar de calitate excepțională a fost doamna Kövesi în această luptă și probabil că de asta este în aceste condiții va fi schimbată doamna Kövesi din fruntea DNA? Asta, dacă aș ști eu răspunsul, mâine dimineață aș fi primul la loto. Deci sunt speculații. Toate aceste numiri au un gest extraordinar de încărcat cu simbolistică. Eu zic că mai mult ca sigur că va fi păstrată dânsa în fruntea acestei instituții sau poate va fi promovată și mai sus. Chiar unele țări europene sau mulți de la Bruxelles invidiază România pentru performanța acestei instituții și a zis că n-a strica să fie ceva și la nivel de Comisie Europeană. Nu știu. Unele țări au și reacționat la această veste și au zis că ei nu se transforme țara lor în România gândindu-se la sistemul implementat aici. Sunt discuții și discuții. Normal, procedura de numire este una care a fost respectată până acum și ați văzut și când nimeni nu credea că mandatul dânsei o să fie prelungit, totuși a fost prelungit și ultima dată, acum 3 ani de zile. Și atunci chiar nimeni n-a zis, nimeni n-a crezut că va fi. Și a fost o surpriză pentru toată lumea. Deși atunci era mult mai ușor și era și interesul să fie schimbată, dar nici măcar Ponta n-a existit ca să eu zic, repet încă o dată, și dacă ar fi schimbată, n-ar fi nicio tragedie, atunci ar putea să-și arate sistemul puterea în condițiile în care dacă DNA-ul și-ar continua funcționarea quasi independent de orice altă influență. Adică ar fi interesant de văzut ce va face DNA fără doamna Kövesi în fruntea... Exact, că la un moment dat o să vedem ce face DNA-ul fără dânsa. Sau poate că nu cred că asta este la orice om în societatea modernă. După maxim un deceniu e bine o schimbare dacă vorbim de persoane care chiar caută performanță și sunt undeva în piramidă. Adică abia atunci ne vom da seama dacă această instituție funcționează cu adevărat sau a funcționat doar pentru că la cârma DNA-ului se afla doamna Kövesi? Nu, eu zic că dacă s-a făcut o instituție cu baze solide, atunci practic aproape că e indiferent cine conduce. Înțelegeți? Deci normal ar fi ca orice instituție să fie funcțională în așa fel încât, acum să mă scuze toată lumea, nu vreau, dar în
dacă mergem într-un cimitir, jumătate sunt oamenii care sunt de neînlocuit și alții sunt care au fost cei mai importanți pentru un anumit grup de... Poate sună morbid și îmi cer scuze, nu vreau să profanez pe nimeni, dar cam asta este situația. Adică eu aș fi bucuros ca toate sistemele să fie funcționale în România. Și dacă doamna Kövesi e în stare să facă dintr-un sistem mai puțin funcțional un sistem funcțional, atunci eu l-aș ruga frumos să meargă pe rând la alte două, trei instituții de bază ale statului român și în 3-4 ani să le pune în așa fel să funcționeze. Să le facă funcționale. Da, domnule avocat, ați vrut să interveniți? Eu vreau să spun că, cel puțin în domeniul justiției, se pare că femeile reușesc să facă o treabă foarte bună. Sunt foarte mulți judecători femei. Sunt foarte mulți procurori femei care sunt de o înaltă calitate profesională. Și aș vrea să amintesc aici tot de femeile din zona asta a justiției. În 2015, anul care a trecut... Ministrul justiției este tot o femeie. Da, în 2015, anul care a trecut, aș vrea să... Vă reamintesc că probabil știți, cea mai bună polițistă din lume a fost o sătmăreancă declarată, o cheamă Raluca Domuța, putem să o felicităm cu toții pe această, sau cu această ocazie. Lucru care evident ne bucură, e femeie din satul mare și iată că putem să ne mândrim și noi cu femeile noastre. Iată că femeile din România sunt mai degrabă apreciate în exterior decât în țara lor, domnule Panea. Dacă mă lăsați să revin un pic la ceea ce a zis domnul senator Pataki. Eu nu cred că România este coaptă și este destul de stabilă pentru a face experimente, chiar dacă suntem curioși să vedem ce s-ar întâmpla dacă în fruntea DNA-ului n-ar fi doamna Kövesi. Eu cred că doamna Kövesi dă stabilitate instituției respective și eu cel puțin aș vrea ca să nu fie repede schimbată, cel puțin încă un mandat să rămână, fiindcă societatea poate ar prinde-o din urmă. Deocamdată este un risc major ca să vină cineva în fruntea DNA-ului altcineva decât Codruța Kövesi, fiindcă eu încă în societatea românească nu am încredere 100%. Știți cumva ce partid intenționează să meargă la alegerile locale pentru primăria municipiului Satu Mare cu o femeie? Nu poate fi decât PMP-ul, că pe rețu știu. Asta... Ați pus o întrebare foarte interesantă, adică la noi cred că șansele sunt puține să venim cu o candidată. De ce domnul Patachiu DMR nu are o femeie capabilă să conducă primăria municipiului are Satu Mare? Capabilă sau să conducă? De ce nu la președinția noi, la Consiliului noi, Județean Satu Mare? La noi, cel puțin în organizația noastră municipală, s-a decis cine va fi candidatul la primul. Am vorbit de primărie. Iar la celelalte... Nu se mai schimbă nimic? La noastră e la celelalte formațiuni lucrurile sunt mai complicate, văd eu, dar nu se știe niciodată. Poate se mută doamna Fedor, ca din Negrești, după rezultate bune, să vină în Satu Mare. Poate fac un schimb cu domnul doctor. Ce domnul avocat, vine doamna Fedor ca să candideze la primăria municipiului Satu Mare? Sau cunoașteți o femeie care ar putea conduce primăria municipiului Satu Mare? Sau de ce nu Consiliul Județean? Da, eu cred că PSD are foarte multe femei care ar putea să... facă față unor astfel de funcții. Ați discutat despre doamna Paula Mare, avem sigur pe doamna Aurelia Fedorcă de la Negrești, mai este și primărița de la, sau doamna primar de la Terebești. Aia e dumneavoastră? Eu cred că... Nu, a mea cu siguranță. Nu, nu, dar eu cred că sunt în cadrul PSD suficient de multe femei care reușesc să facă față unor astfel de funcții. Aș putea să vă spun, în schimb, că o astfel de discuție nu a avut loc încă. Dar sunt convins că de îndată ce va fi stabilit candidatul, veți cunoaște. Acum nu putem să trecem peste faptul că domnul actual primar, domnul doctor Coica, și e oarecum o practică la toate partidele politice să se meargă pe baza pe același candidat. Eu sunt convins că dacă dânsul va merge, va și câștiga și nu e nevoie să aducem o femeie din altă parte, chiar dacă ar face față funcției.
Da, pe domnul Panea nu le întreb dacă PNL are o femeie puternică pentru, sau domnule Panea, dumneavoastră nu o considerați puternică pe doamna Andreea Paul, care mai nou și-a luat? Uneori o cred prea puternică. Este una dintre femeile care seamănă cel mai mult cu ceea ce a spus domnul senator cu doamna de fier din Marea Britanie. Într-adevăr, este o femeie extraordinar de puternică. Sunt anumite incompatibilități între mine și între ea, nu ca între bărbați și femei, ci ca între doi oameni, dar ca și parlamentar, cred că este unul dintre cei mai buni parlamentari din România și vedeți că activitatea ei nu este de neglijat. Dacă nu știți, vă spunem noi că mai nou doamna Andreea Paul și-a luat și un titlu nobiliar, acela de Andreea Paul de Țara Oașului. Sună frumos. Sună frumos și atât? Mai era un Paul de România, sfârșitul rău. Acum Paul de Țara Oașului o să vedem. Cetățean de onoare oricum este la Negreș. La Negreș este altcineva cetățean de onoare. Da. Și dacă tot vorbim de doamna Andreea Paul, în legătură telefonică cu noi se află doamna Andreea Paul, deputat PNL. Bună seara, doamna Paul! Bună seara, bine v-am regăsit și vă spun tuturor la mulți ani sănătoși și un an 2016 cât mai voios posibil. Da, doamna deputat, noi aici în studioul Informația TV, unde alături de mine se află domnul senator Potochi Cioba, senator UDMR, domnul Alexandru Panea, consilier județean PNL și domnul avocat Ciprian Ardelean de la PSD. Discutăm despre rolul femeii în politică și am constatat cu surprindere că din totalul consilierilor județeni și locali din întreg județul Satu Mare, 740 la număr, doar 61 sunt femei. Ce părere aveți? Am părerea cu care am decis să fac pasul în politică, că e nevoie, într-adevăr, de mult mai multe femei pe scena publică decizională. Din acest sens, am și depus un proiect de lege la finalul anului 2015 pentru a garanta cel puțin 30% locuri pentru femei și pentru bărbați la alegerile locale și parlamentare. În cazul în care acest proiect de lege își va primi votul favorabil, așa cum cred că se va întâmpla în următoarea sesiune parlamentară, atunci toate listele de candidați ale partidelor politice pentru alegerile locale și parlamentare vor fi invalidate de către birourile electorale județene dacă nu respectă acest criteriu minimal de 30% candidate în total candidați, respectiv cel puțin 30% candidați, domni în total candidați. Doamna Andreea Paul, ce ne facem dacă cele 30%, adică doamnele care ar urma să candideze pentru o funcție la alegerile locale sau parlamentare se vor regăsi la coada listei? Condiția este de a avea aceste candidate pe locuri eligibile, pentru că legea de finanțare a partidelor politice, unde vorbește, e adevărat, de o limitare la 0,04% din veniturile bugetare, specifică creșterea proporțională a finanțării partidelor politice cu ponderea femeilor care au obținut locuri la alegerile locale și parlamentare. Această prevedere există în lege și acum, dar prea puțin mi s-a acordat importanță. Cert este că avem în România mai multe femei primar în mediul rural decât în mediul urban. La Satu Mare sau în județul Satu Mare nu stăm tocmai bine din acest punct de vedere. Nu stăm bine, dar concluzia este valabilă și pentru județul Satu Mare. Ori, noi avem o populație împărțită jumătate între femei și bărbați, dar ele nu se regăsesc și în politică. Și sigur că vine întrebarea de fond, de ce trebuie politica să caute să implice femeile? Și răspunsul este simplu, pentru a fi mai legitimă. Pentru că avem nevoie de o politică mai reprezentativă, mai democratică. Și meritocrația se împletește foarte bine cu reprezentarea mai echilibrată între femei și bărbați când vine vorba despre politicieni. Când zicem femei, evident că ne gândim la șarm, ne gândim la grație, ne gândim la profesionalism, dar și la fermitate. Și femeile au aceste calități.
ele au nu doar harul de a da viață, ci au și știință. Doamna deputat, l-am întrebat și pe domnul senator Potocki și vă întreb și pe dumneavoastră dacă nu cumva această cotă de gen este tot un fel de discriminare. Dacă am avea o minoritate, de pildă de 5%, căreia îi alocăm locuri în Parlament într-o pondere mai mare, să presupunem de 10%, atunci am avea de-a face cu o discriminare pozitivă. Dar când vorbim despre cotă minimală de gen pentru femei și pentru bărbați, nici de cum nu discutăm despre discriminare pozitivă. Gândiți-vă că în populația României, peste 51% sunt femei și sub 49% sunt bărbați. Dar în Parlament avem doar 11% doamne și 89% bărbați. Credeți-mă că această proporție, 90% bărbați, 10% femei în politica românească, nu are nicio legătură cu competența. Nici una. Iar să știți că din acest punct de vedere nu sunt de vină votanții că avem atât de puține femei, ci partidele politice care decid listele cu candidați. Tocmai acest lucru l-am spus și eu. Amintiți-vă că în anul 2012 am avut 10% femei candidate, în total candidați pentru alegerile parlamentare, și se regăsesc 11% alese, în total aleși. Deci strangularea apare în interiorul partidelor politice. Și conservatorismul nu mai este de mult o scuză. La fel ca în cazul violenței domestice sau a hărțuirii sexuale, care are un răspuns în educația sexuală, la fel și în discriminarea vădită de gen pe scena politică românească, răspunsul este educația politică. Da, doamna deputat, mă corectează colegii mei de la Informația Zilei, le mulțumesc pentru acest mesaj. În județul Satu Mare sunt 61 de femei consilieri locali și mai sunt în plus 5 femei consilieri județeni. Mai multe despre femeile puternice din județul Satu Mare, domnilor și domnilor, puteți citi din Informația Zilei, ediția tipărită de mâine. Doamna deputat, revin la dumneavoastră. La un moment dat, la începutul discuției noastre, domnul avocat Ciprian Ardelean ne spunea ceva de genul că unele femei au intrat în politică pentru altceva, nu pentru o carieră în politică, și a dat-o exemplu pe doamna Elena Udrea. Compromite doamna Elena Udrea poziția femeii în politică? La fel cum au compromis domnii Vanghelie, Ponta și lista, din păcate, poate să continue. De, credeți-mă, de câte ori voi avea un exemplu negativ feminin, vă pot pune pe masă de 9 ori mai multe exemple negative masculine. Decizia politică a stat în mâna bărbaților de milenii. Vă reamintesc că femeia era privită ca un bun în codul civil al României până în anul 1938. Abia atunci, adică acum 80 de ani, și-a dobândit dreptul de a vota. Noi suntem în anul 2016 și discutăm de o foarte gravă subreprezentare a femeilor pe scena politică. Foarte gravă. Atât de gravă încât suntem pe ultimele locuri în Europa, urmat doar de către Ungaria. Doar ei sunt ceva mai misogini decât noi. Dar sunt atât de multe țări care au dat un răspuns la această formă dezechilibrată a scenei politice de gen, și anume legi pentru cotele de gen. 15 state în Europa au legiferat aceste măsuri cu cote între 30% și 50%. Alte 15 state din Europa au mers pe cote voluntare. Țările nordice, de pildă, care au pondere de peste 40% femei și bărbați în politică și în decizia publică, au cote voluntare. Pentru că au înțeles că e nevoie și de ei și de ele în decizia publică. Exact ca o familie este și o națiune. Doamna deputat, PNL ar susține la alegerile prezidențiale viitoare o femeie pentru funcția supremă în stat? Răspunsul este foarte simplu. Categoric da.
Gândiți-vă că... Spuneți dumneavoastră, rămâne de văzut ce spun colegii dumneavoastră din PNL. Bărbați și o copreședintă femeie. Dar mai avem ceva pentru prima dată în istoria României. În guvernul tehnocrat Cioloș, pentru prima dată avem o treime femei în structura guvernamentală. Așadar... Nu este o laudă pentru clasa politică. Nu este o laudă pentru clasa politică. Nu este deloc o laudă. De aceea și din colege. Mi-ar fi plăcut ca lucrurile să se rezolve natural, din bună înțelegere, din reprezentativitate politică, pentru că politica trebuie să fie în oglindă cu societatea și cu membrii din care este formată. Dar astăzi nu se întâmplă acest lucru. Proiectul de lege pe care l-am redactat personal, pe care l-am coinițiat împreună cu președinta de partid, Alina Gorghiu, și care este semnat, atenție, de peste 150 de colegi parlamentari, domni și doamne, din toate partidele politice. Așteptăm să devină lege, doamna deputată, apoi vom vedea ce se va mai întâmpla. Are susținere largă și mă voi face foarte tare pentru această lege să fie adoptată în sesiunea parlamentară care începe în luna februarie. Da, doamna deputată, vă mulțumim mult pentru această intervenție. Vă așteptăm în studioul Informația TV. O seară plăcută. Și eu vă mulțumesc. Da, v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să ne dați 10 nume de femei din județul Satu Mare care au ocupat funcții importante sau urmează să ocupe, dar mă gândesc că este a fi aproape imposibil sau foarte greu. Era doamna Biliș, care era și deputată pe urmă o perioadă scurtă și președintele Consiliului Județean, doamna Loș, doamna Fedorca, care a fost subprefect, acum e primăriță. Da, vorbea domnul senator de doamna... Vorbesc de partea de politic sau dacă de mergem doamna... la instituții, vă spun. E greu de spus în ordine că... De doamna Paula Mare, care a fost vicepreședinte la Consiliul Județean. Doamna Papici, care a fost și viceprimăriță, și manager de spital. Și încă mandatul nu e gata. Domnul Panea, da, ocupă sau nu ocupă femeile funcții cheie în județul Satu Mare? Ajunge tot la aceeași concluzie, că nu ocupă atâtea funcții câte ar trebui să obțină. Har Domnului că la nivelul amintit de domnul senator, au fost câteva femei care, într-adevăr, s-au impus, dar eu cred că nu partidul le-a impus, ci s-au impus ele însele. După mine, exemplul cel mai elocvent este Ana Maria Biriș, care, într-adevăr, a avut un mandat întreg și pe atunci, din partidul cel mai puternic de dreapta, era vorba de PNCCD, deputat de Satu Mare, aproape un an de zile și președinte al Consiliului Județean. Deci consider că deocamdată ea este cea mai puternică femeie care a deținut o funcție în Satu Mare și indiscutabil pe locul 2. Cum se face că niciun partid politic n-a reușit să o convingă pe doamna Biriș să vină să... Este începutul. Mie îmi pare rău, sincer îmi pare rău că doamna Andreea Paul nu este sătmăreancă jet-beget, fiindcă ea, dacă ar fi sătmăreancă, ar fi singura care putea să o întreacă pe Ana Maria Biriș. Fiindcă, într-adevăr, în ceea ce privește calitățile de parlamentar, eu apreciez extraordinar de mult. Am mai spus, sunt anumite chestii de incompatibilitate între mine și ea, dar ca politician mă plec în fața ei. Da, domnule Atelean, domnul senator și domnul Panea ne vorbea de doamna Biriș ca o femeie puternică în politică, doamna Mihaela Rusu a fost deputat PSD. Ce mai știți de doamna deputat? Iată, vorbim de femei puternice care au deținut la un moment dat un mandat ca apoi să fie înlăturate oarecum. Sau... Eu mă bucură faptul că lăsând de la o parte pe doamna Voș, care nu este sătmăreancă absolut deloc. Vă place numele de Voș? Știți ce înseamnă limba română? Lăsând la o parte acest aspect, aș vrea să vă citesc și să vă spun, lăsați-mă să vorbesc atunci, că și eu mă lăsa pentru noastră. Da. Aș vrea să, sigur, mulțumesc că mă lăsați.
Aș vrea să vă spun că mă bucur că discutăm doar despre femeile de la PSD. Aurelia Fedorcă, doamna Paula Mare, iată discutăm despre doamna Mihaela Rus. Ne-ați spus să ne gândim la 10 femei. Eu mă gândeam doar la consilierii noștri locali și la consilierii județeni, consilierii locali de municipii, județeni și plus primarii și mi-am făcut deja o listă de 6 femei. Evident găsesc 10 imediat doar de la PSD. Și eu găsesc de la UDMR, dar am pornit nivel, de la un... Sigur, de la un de la nivel. Tocmai. Da. Și la nivelul cel mai mic... N-am vrut neapărat de la partidul nostru. Nu era vorba, nu era întrebarea. De eleganță. Era întrebarea de niște femei care au demonstrat în județul Satuvară. Domnul Panea îi place să nu mă lase să vorbesc și văd că face din asta. Da, haideți. Dar ce vreau să nu fiți peste de 5 minute? Păi bun, dar n-am venit... Fie că trebuia să fiți deputat PSD și nu sunteți. Bun. Nu, nu mai face să lovesc. Cu toate astea, vă las să vorbiți, că dumneavoastră a spus la început să fie asta regulă. Eu vreau să respect. Bun, eu cred că femeile din Satul Mare, sigur, trebuie să lupte pentru cauza pe care o au și mai cred că, scuzați-mi cacofonia, criteriul pe care trebuie să-l promoveze politicienii general nu este cel al discriminării sau nediscriminării pe categorie de sexe, ci trebuie să fie cel, zic eu, al capacității de a face față funcției pe care au. Din acest punct de vedere, sigur, femeilor le-a fost mai greu, cred că trebuie să discutăm aici nu despre cote de sex, ci despre cum anihilăm această modalitate de a face politică, de a discrimina femeile. Și nu știu dacă asta este soluția neapărat să impunem anumite cote de sex, cote de sex pe care le stabilesc probabil aceleași partide politice pe aceleași criterii. Eu sincer cred că, în general, criteriile pe baza cărora se face politică în Satul Mare, în România, sunt cele la care trebuie să se lucreze. Și nu neapărat cotele de sex. Da. Probabil că are dreptate și domnul Ardelean, criteriile sau modul în care se face politică ar trebui schimbat, nu ar trebui să ne gândim la cote de gen. N-am epuizat această temă și promitem că vom reveni asupra ei, dar să trecem la vizita premierului Cioloș în Germania, deci vorbim tot de o femeie. Ce calități credeți că are doamna Merkel din moment ce conduce Germania, atenție, din 22 noiembrie 2005? Câți prim-ministri, câte guverne, câte alianțe a avut România de atunci, din 2005 și până acum? Asta este una din peste 100.000 de diferențe dintre Germania și România. Da. Stabilitatea într-adevăr este caracteristica de bază a Germaniei și n-a putut prim-ministrul Germaniei să facă notă aparte. Că este femeie, că este bărbat în Germania, văd că deja este aproape tot una. Dar toți prim-ministrii germani au avut mai multe mandate, toți au fost foarte bine, cu o singură excepție de așa zisă corupție, nu s-a demonstrat niciodată, într-adevăr, prim-ministrii germani au fost foarte apreciați și au avut cel puțin două mandate fiecare. Dar ca doamnă, într-adevăr, Angela Merkel mi se impune printr-o seriozitate fantastică, prin modul ei de comportament care dă lecții la oricare bărbat, la o femeie care poate să renunțe la un toc înalt pentru că este prim-ministru și nu-i stă bine unui prim-ministru să umblă cu tocuri, pentru că ea, fiind prim-ministru al celui mai puternic stat din Europa, trebuie să dea exemplu, nu numai pentru nemții ei, ci pentru toată Europa. Eu zic că doamna Angela Merkel este, pe departe, femeia numărul unu de când cunosc eu politică. Mult deasupra doamnei Thatcher, care a avut și anumite probleme în decursul vieții ei politice și de aceea ați văzut că s-a retras definitiv din viața politică, aproape că nu mai auzim de ea. Da, și revenind în România, domnilor, sunteți mulțumiți de clasa politică din care faceți parte, de o clasă politică atât de performantă, performantă în ghilimele, ar spune, care din 2005 până acum, de când doamna Merkel conduce Germania,
a schimbat vreo 10 guverne, vreo 10 alianțe, dacă nu mă înșel. Haideți să vedem, în 2005-2007 guvernul Tăriceanu 1, susținut de PNL, PDL, UDMR, apoi a venit Tăriceanu 2, guvern minoritar, susținut de PNL și PSD, UDMR. PNL, UDMR, susținut din umbră de PSD. Ce părere aveți? Mergem mai departe cu analiza... Vă spun eu mai departe. Da. Au fost vreo 4 guverne Boc, a venit... Da, primul guvern Boc, de care uită toată lumea și cea mai catastrofală, era PDL-PSD, în 2009. Aproape un an de zile. Pe urmă a venit un guvern, iarăși, quasi minoritar, PDL, UDMR, și a apărut elementul domnul exotic Oprea. UNPR. Și din 2012 a venit USL sub diverse forme. Stați că până la USL a mai fost Boc 3, Boc 4, apoi a venit Ungureanu. Domnul Ungureanu, guvern trântit după 3 luni. Ponta, sincer, nu știu câte guverne. 4 sau cel puțin 4 guverne. Ponta am avut... Dacă nu 5, și nu trist știu este, exact, le-am pierdut. Deci nu este, nu este neapărat ceva rău schimbarea guvernului și schimbarea clasei politice la vârf. Uitați-vă Italia. Italia, de la terminarea războiului, cred că a avut 60 de guverne în 70 de ani. Și nu puteți să spuneți că Italia este o țară subdezvoltată. Deci este alta cultura politică, mentalitatea oamenilor, reacțiile oamenilor. Deci noi nu putem să devenim Germania niciodată. Nu suntem născuți germani. Oricât, deci dacă se opsește... Dar italieni putem deveni? Dacă se opsește o blondă, tot blondă rămâne. Și italieni, mai ușor putem să devenim italieni. Ca și mentalitate. Dar noi nu suntem nici italieni, nici germani. Suntem un conglomerat foarte interesant care cu unele tente bizantine încă care ne țin cu 200-300 de ani după Germania și putem să fim mult mai aproape de Italia. E drept că dacă vrem să recuperăm decalajul dintre România și restul Europei, trebuie să mergem cu pași mai mari. Deci nu e nicio tragedie schimbare politică, nu e nicio tragedie schimbare de prim-ministru. Nu e, deci, repet, Italia a avut, cred că 60 de prim-ministri. Dar putem vorbi de o clasă politică serioasă, dar economia, o clasă politică care face alianțe fiecare cu fiecare, care în, din 2005 este până acum au fost... cultura politică în așa România, este altceva... Și dacă așa a fost, nivelul... trebuie să mergem așa în continuare? Nu, ar fi bine o stabilitate, 4, știți guverne, unde ar trebui să fie stabilitate. Ponta. Știți unde ar trebui să fie stabilitate? Dacă se schimbă un minister, nu e nicio tragedie. Dacă se schimbă un prim-ministru, iarăși nu este nicio tragedie. Instituțiile de bază. Cum nu este o nu tragedie? Nu ar trebui să depindă de curentele politice care se schimbă cel puțin din 4 în 4 ani de zile. Și când vorbesc de instituțiile de bază, mă gândesc la instituții de, inclusiv la politici publice. Adică să nu se schimbe tot. Știți care este tragedia la noi? Că nu că s-a schimbat 26 de ministru a educației, dar fiecare a venit cu reforma lui pe un domeniu sensibil. Nu este trist că s-au schimbat peste 20 de ministri a sănătății, fiecare a venit cu reforma lui și s-a distrus. Asta este o problemă. Dumneavoastră, domnule senator, spuneți că nu este trebui, trist că se schimbă nu, ar trebui niște strategii coerente. Nu, ar trebui schimbat mentalitatea. Spuneți-mi noastră, de exemplu, și... guvernul Ungureanu, ce putea să facă în 3 luni? În 3 luni l-a strântit, gata, s-a terminat cu guvernul Ungureanu. Nu noi l-am strântit. Politicienii dumneavoastră. Noi nu suntem din aia care coboară de pe o barcă și dacă se cufundă. Haideți, domnul senator, UDMR a rămas vreun partid în România cu care UDMR să nu fi intrat în alianță? Ca și celelalte partide, de altfel. Dar este o extraordinară mare diferență dintre UDMR și restul partidelor. Noi suntem o uniune care avem câteva obiective specifice care din postura de
opoziție este extraordinar de greu de, de menținut. Și norocul sătmărenilor este, este că UDMR-ul a avut reprezentativitate în Parlament și astfel totdeauna a avut un lobby asigurat. Indiferent, deci noi și când facem opoziție, facem opoziție constructivă. Înțelegeți? Și nu mergem pe, pe chestii politicianiște și nu atacăm pe nimeni doar de dragul de a-l ataca. Nu, UDMR doar votează de obicei. Da, și se ține de cuvânt, care, domnul, care domnul, lucru se apreciază inclusiv pe malul Dumboviței. Domnul Panea, sunteți mulțumit de această clasă politică care, așa cum am arătat, a schimbat în 2005, nu, a făcut tot felul de alianțe, a schimbat o sumedenie de guverne. Am și uitat de premierii interimari, Gabriel Oprea, Sorin Câmpianu, deși în perioada fac, asta. Da, deși fac parte din această clasă politică, nu sunt mulțumit. E clar că nu sunt mulțumit de, de, de politica românească în general. Ce exemplu mai elocvent decât faptul că pentru prima dată avem un guvern așa zis tehnocrat și Angela Merkel ne primește, iar până acum n-a primit niciun prim-ministru politic. Deci este dureros, este efectiv dureros și credeți-mă că este adevărat. De ce, de ce este această liniște, acest calm în țară acum? Nu este precis că acest guvern este cu mult mai bun decât alte guverne. Dar, dar oamenii nu, mai, nu, le, nu le mai este frică. La instituții rămân aceiași oameni. Exact ceea ce a spus domnul senator. Când vom ajunge acolo încât instituțiile importante să nu fie schimbate atunci când, când puterea politică se schimbă. Eu uite că este un fel de început. Acum sper să rezistă. Sper ca cei mai buni dintre cei care sunt conducători de instituții publice să rămână și în continuare și încet, încet să nu mai facă politică, să-și vadă de meserie. Credeți că așa se va întâmpla, domnule Panea? Sper că așa se va întâmpla. Sunt aproape sigur că încă mai avem mult până acolo, dar sper că așa se va întâmpla. Dar timpul, dacă n-am putea cumva scurta, în ceea ce privește bizantinismul nostru, haideți să nu facem din România neapărat o țară bizantină, fiindcă și nici măcar balcanică, fiindcă numai o treime din România este în peninsula balcanică. Eu, ca transilvanean, eu nu mă cred balcanic și nu o să accept ca cineva să-mi spună mie că sunt balcanic sau măcar că gândesc în mod balcanic. Nu sunt. Totdeauna parcă ne scăpăm cu balcanismul nostru și, și explicăm oare, știi ce, noi suntem balcanici, noi nu putem altfel, noi numai așa putem. Nu, fals. Fals. Domnul Panea, ne spuneți dumneavoastră că este foarte bine că doamna Merkel l-a primit pe premierul Cioloș și că este pentru prima dată că s-a întâmplat așa ceva. Spuneți-mi, din punctul nostru de vedere, cancelarul Germaniei va ține cont de faptul că președintele României este etnic german? În mod normal nu. În mod normal nu, dar undeva, în adâncul sufletului, fiecare politician este și om. Și atunci când un neam stă de vorbă cu un neam, credeți-mă că totuși există ceva care îi spune, bă, hai mă să discut un pic altfel cu asta, că totuși este de al meu. În mod normal, un politician de rangul ei va discuta de, cu președintele României în funcție de competențele acestea, în funcție de modul în care se va comporta președintele României și nu va discuta cu el frumos, eventual, numai fiindcă este de etnie germană. Pe mine nu mă interesează cu cine s-a întâlnit premierul. Vreau să văd ce face țara asta și eu cred că asta e cel mai important. Și alții s-au dus, s-au întâlnit, ba cu Barack Obama, ba alții cu Putin, ba fiecare cu cine a putut. Cred că încercăm să-l lăudăm gratuit și foarte devreme pe acest premier. Eu cred că trebuie să stăm, să așteptăm. Dacă tot clasa politică a avut curajul, norocul sau ghinionul să vedem de a lăsa mâna, de a lăsa țara pe mâna lui Cioloș, este poate un lucru bun, poate un lucru mai puțin bun, haideți să avem răbdare să vedem ce se întâmplă, să îl criticăm sau să îl lăudăm ulterior. Nu, hopa, țopa, repede îl lăudăm că s-a întâlnit cu Merkel. Foarte bine, s-a întâlnit. Să vedem ce face pentru români. Dacă permiteți numai un pic, nu avea ce face Cioloș. Ne trebuia prim-ministru. Ponta a fugit. Ponta este singurul prim-ministru din România care a fugit, doamnă. Efectiv, ne-am trezit pentru o demonstrație de stradă. N-au fugit, a demisionat omul. Tot i-a cerut atâta demisia. Acum... Și brusc, acum pentru că a ars chestia aia de acolo, și-a dat demisia Ponta.
Ponta a prins ocazia ca să nu demisioneze fiindcă i-a cerut-o președintele, ci să-și dea demisia fiindcă i-a cerut Cică Strada. El putea să treacă pe acest hof, fiindcă Strada, el n-avea nimica cu ceea ce s-a întâmplat acolo, că oamenii săraci au ars. Hotărâți-vă, vă place sau nu că și-a dat demisia? Nu, era fugit. Da, a fugit, acord, nu și-a dat demisia, a fugit. A fugit. Singurul prim-ministru care a fugit. Da, domnule senator, va ține cont Cancelarul Germaniei de faptul că președintele României este etnic german. Am auzit că premierul Dacian Cioloș vorbea România își dorește în spațiu comunitar, pe când doamna Merkel ne spune că așteaptă MCV-ul. Dacă doamna Merkel s-ar gândi emoțional, s-ar fi gândit emoțional vreodată și nu foarte, foarte rece și logic și calculat, ea n-ar fi rezistat 10 ani în fruntea Germaniei. Deci una este sentimentele care mi se par nu normale și altele sunt calculele extraordinar de rece ale Germaniei, care erau de când există Germania ca și stat. Ei calculează totul. Eu nu înțeleg de ce trebuie să ne bucurăm că este un pas înainte, iar revenind la întrebarea anterioară, doar o singură frază, dacă îmi permiteți. Nici eu nu sunt mulțumit de clasa politică și n-am fost nici când am intrat în politică și chiar am intrat ca să încerc să schimb ceva. Asta... Da, domnul Angălean, nu știu de unde ați dedus dumneavoastră că ne bucurăm sau nu ne bucurăm domnul Cioloș s-a întâlnit cu cancelarul Germaniei. Dacă vreți să ne acuzați că ne bucurăm, ne bucurăm din același motiv pentru care ne-am bucurat când ne-ați cerut dumneavoastră de la PSD să ne bucurăm că domnul Ponta s-a întâlnit cu nu știu cine sau... Da, dar eu nu cred că e cazul să... Nu e motiv de bucurie. Rezultatele ne vor da motive de bucurie sau... N-am lăudat guvernul Ponta pentru că am lăudat de câte ori am fost aici, guvernul Ponta, eu, că a luat anumite măsuri. Aștept să vedem ce face guvernul Cioloș. Hai să fim serioși. S-a întâlnit foarte bine. Chiar atât de jos am ajuns încât să ne bucurăm. Dar ce urmează? Am ajuns atât de jos încât să ne bucurăm că ne primește cancelarul Germaniei. Afirmația domnului Ardenea. Cum puteți să afirmați așa ceva? Deci am ajuns atât de jos încât să ne bucurăm că ne-a primit cancelarul Germaniei. Păi sigur că ne bucurăm că ne-a primit. Ne bagă în seamă. De câte ori am fost arătați cu degetul, de câte ori mi s-a spus că suntem așa și așa de Occident. Ei, uite, nu ne mai spune nimeni. Haideți să vedem ce face pentru România acest guvern. Extraordinar. Este mai important, zic eu, și după aia să ne bucurăm. Dar ca să mă calmez, Dar ce urmează după guvernul? De o femeie extraordinară, că tot am vorbit de femeie astăzi, și să mai descrețim frunzele. Într-adevăr, femeile au valoare. Știți dumneavoastră că cea mai bună handbalistă din lume este o româncă? Și este mândru și mă bucur că ea este. Acum nu vorbim de sportive și de Iosef Mărean, că ar trebui să vă bucurați mai mult. Da, spuneți-mi din punctul noastră de vedere ce urmează după guvernul Cioloș. L-am auzit domnule senator pe Kelemen Hunor că nu exclude ca UDMR să intre la guvernare după alegerile parlamentare. Cu cine veți guverna? Deci... Vă întreb cu cine veți cu guverna, având în vedere că de PNL n-am mai auzit nimic în ultima perioadă. Prima parte din frază. N-am văzut încă nicio formațiune politică, indiferent că e Uniune sau partid, care să participe la vreo alegere cu scopul de a intra în opoziție. Deci până acum n-am văzut asta nici în România, nici oriunde în lume. Deci era o normală declarație. Iar ce se va întâmpla la începutul lui 2017 sau la sfârșitul lui 2016, nimeni, cred că nici un analist oricât de clar văzător, nu poate să zică nimica. Dat fiind ultimele alegeri la nivel național, când nu cred că cineva nu avea încredere în sondajele în care domnul Ponta conducea cu peste 10%. În astfel de condiții nimeni nu e capabil la ora actuală în România să zică cineva câștiga alegerile, cum va fi acest câștig, adică
Și se poate întâmpla și au fost exemple nenumărate că o formațiune câștigă alegerile, adică are cele mai multe procente în Parlament, dar nu poate să-și caute parteneri de coaliție sau invers. Deci e totul atât de imprevizibil. Dacă și în plus, fiind foarte, foarte permisiv legea electorală, pot să apare noi forțe politice sau partidele așa zise de buzunar, care deocamdată au răsărit în Parlament, poate să aibă, să prindă rădăcină și în rândul alegătorilor. Deci, n-au cum să ajungă în Parlament, doar la alegerile locale. Nu, eu vorbesc de partide noi care au apărut în Parlament. Vorbesc de UNPR, vorbesc de ALDE, care după un an de zile de lupte seculare au reușit să se înregistreze. Vorbesc de Partidul Național Democrat, care înseamnă o parte din PPDD. Poate reînvie PPDD-ul, poate apare Partidul România Unită. Deci vorbesc doar de Partidul PSRO al domnului Ioan, poate reapare Partidul România Mare, deci vorbesc de partidele care sau oricând poate să... Sau un partid domnului Ponta? Da, un partid al domnului Ponta. N-am zis de mișcarea... Ce șanse are PSD, domnule Ardelean, să ajungă la... să preia guvernarea în condițiile în care vedem micile răutăți, micile sau marile răutăți dintre Victor Ponta și Liviu Dragnea? Da, indirect, Liviu, Victor Ponta, mă scuzați, îl acuză pe Liviu Dragnea că a plecat în vacanță în Brazilia fără să ceară, guvernului Cioloș majorarea salariului minim. Apoi am văzut că astăzi, după modelul Traian Băsescu, Victor Ponta își face o fundație care ușor, ușor, probabil o transformă în partid politic. Rupe Victor Ponta din PSD? Deocamdată am văzut că și plecarea asta în Brazilia a fost o interpretare a presei. Am citit și eu postarea fostului premier Victor Ponta. Eu n-am interpretat așa pentru că nu face nicio referire la Liviu Dragnea, deși printr-o extrapolare, haideți să zicem că am putea să ne gândim și la asta. Până la urmă, fundația pe care o face Victor Ponta, mie nu mi se pare o problemă și numele pe care îl are, pe care nu mai rețin acum, nu are nicio legătură cu politica. Dimpotrivă, spune că are mai degrabă o legătură cu spectrul de proiecte, nici măcar cu cel economic. Deci nu putem să discutăm în acest moment despre acest lucru, cu atât mai puțin eu, care sunt din interiorul partidului, nu pot să spun asta, pentru că m-aș antepronunța cu privire la un lucru care cred eu că nu se va întâmpla. Dar, sigur, lucrurile nu depind de mine și de și nu depind, nu sunt deloc legate de acest nivel la care suntem noi aici în satul mare. PSD-ul trece într-adevăr printr-o perioadă, spun eu, mai dificilă, pentru că a avut guvernarea, a pierdut-o din motive pe care majoritatea celor interesați de viața politică le cunosc. PSD a și primit. Se rupe sau nu se rupe PSD, domnul Ardelean? Nu cred că sunt motive acum să se rupă PSD. Da, domnilor, timpul ne presează. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de Informația TV. Rămâneți cu noi. O seară și un sfârșit de săptămână excelent.